știți că nu sunt maestru, sunt naestru. Aș vrea să încep prin a pune o întrebare. Sau există cineva, un spectator din dumneavoastră, care a văzut deja filmul? Nu. Există spectatori care au auzit de existența acestui film înainte de a se decide să... Da. Ok. Ce veți vedea este un film ciudat, pentru că e proiectat la noaptea filmului românesc, dar nu este un film românesc. Singurii români prezenți pe genericul acestui film sunt scenaristul, regizorul și directorul de imagine, adică două persoane. E un film din 1997, pe care l-am scris în 1995 și este singurul film din toate cele puține câte le-am făcut, care are la bază un text literar, care este o ecranizare a unui roman de Frederic Vitu. Comedia de la Terracina se intitula romanul și mi-a fost oferit de către un producător francez în ideea că poate m-ar interesa. Într-o primă etapă nu m-a interesat deloc, în a doua etapă a început să-mi stănească interesul și în a treia etapă am devenit captivat de proiect. Sigur că scenariul filmului, sau în perioada scriitorii, scenariului, mi-am oferit libertăți foarte mari în raport cu textul literar. Și rezultatul este mai degrabă un film de Nae Carafil decât o ecranizare a unei cărți scrise de un autor francez. Dar este un film de epocă. Și un film de epocă plasat într-o epocă destul de complicată și agitată. Italia începutului secolului XIX. Și poate că ar fi bine să vă spun, pentru că a vă ușura înțelegerea filmului, pentru cei care nu știu, că probabil mulți dintre noi să știți, că în secolul XIX, până la jumătatea secolului XIX, Italia nu era Italia, ci era un conglomerat de ducate, regate, de sine stătătoare și de multe ori sub influențe, să zicem așa, sub ocupații sau influențe străine. Ne aflăm imediat după ce Napoleon și-a încetat activitatea, să spun așa, și Europa se recompune. Iar mai departe, cred că cel mai bine ar fi să vă las să vedeți filmul, pentru că este un film de farmec și un film de... nu știu, vedeți asta. Voi fi la sfârșit printre dumneavoastră ca să vă răspund la întrebări și să vă pun întrebări. Așa că fiți atenți.